Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin, prin operatorul de salubrizare, a început primul proiect de colectare selectivă a deșeurilor din istoria orașului. Astfel de astăzi, autoritățile competente vor distribui saci de plastic de diferite culori pentru colectarea deșeurilor reciclabile din zonele de locuințe individuale. Cetățenii vor primi și un pliant ce conține informații despre această procedură. Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin, împreună cu firma de salubritate SC Bratner, Servicii Ecologice SRL și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Mehedinți, depun toate eforturile pentru a-și atinge țintele, astfel încât rata de colectare a deșeurilor reciclabile să ajungă la un procent cât mai mare. Autoritățile competente au început de astăzi o nouă abordare pentru ca cetățenii să înțeleagă importanța acestui sistem. Începând de astăzi, v-am rugat să încercăm să implementăm un alt sistem de colectare selectivă, pentru că trebuie să recunoaștem, cel pe care l-am gândit inițial n-a funcționat. N-a funcționat, pur și simplu. Oamenii n-au înțeles că acele containere cu bele erau pentru colectarea selectivă. Ce ați hotărât? Am hotărât să distribuim saci către populație, deci toată populația de la casă va avea doi saci, un sac verde care va trebui pusă sticla, de sticla, adică ciobul, și un sac de culoare albastră, în care va fi pus atât cartonul cât și plasticul, pentru că ele vin aici, în hala de sortare, trec pe acea bandă din spatele dumneavoastră, iar sus există oameni care sortează pe tractor. Pe fiecare, le vor lua separat de gunoiul menajer? Sigur că da, sigur că da. Avem un grafic de colectare. Sacii vor fi colectați separat, iar odată cu ridicarea primilor saci, cetățenii vor primi următorii doi saci. Cum e implicat ADIS-ul? ADIS-ul, împreună cu reprezentanții Consiliului Județean, s-a implicat prin achiziționarea a 250.000 de saci menajeri, care vor fi puși la dispoziția populației din zona de case. Da, deci, din zona de casă, da, nu de bloc, de asociație de locatari. Și care vor fi colectați în regim de 2 ori pe lună. Asta va fi frecvența. Deci, o dată la 2 săptămâni se vor colecta separat acești saci care, prin grija populației, și sperăm că vom găsi înțelegere, nu am nicio îndoială, la populație să depoziteze în acest saci fracția așa zisă uscată, respectiv plastic, doze de aluminiu, carton, hârtie, folie. În municipiul Drobeta Turnu Severin, proiectul de selectare colectivă a deșeurilor s-a implementat în urmă cu câteva luni, prin așezarea pubelelor destinate acestui sistem în toate zonele orașului, însă această metodă nu a avut succes, locuitorii folosindu-le și pentru gunoiul menajer. Astfel s-a luat hotărârea ca pentru început colectarea selectivă să fie implementată în zonele de locuințe individuale, prin distribuirea sacilor colorați în care să fie adunate deșeuri pe categorii pentru reciclare. Încercăm o eficientizare a colectării selective. Am încercat într-o primă fază prin acele pubele împrăștiate în toate zonele de case. Din păcate, concetățenii noștri n-au înțeles și cu tot ce am încercat noi, cu toată campania de publicitate, n-au înțeles că acele pubele sunt așa cum scria pe ele, hârtie, sticlă, plastic. Au pus gunoi menajer și n-am fost deloc eficient. Atunci am hotărât și le-am dat ca și temă atât ADIS-ului cât și firmei care se ocupă în acest moment de colectare, le-am dat ca și temă ideea de a veni cu lucruri noi. Și au hotărât să venim cu saci speciali pe care o să-i dăm noi către populație, în care să adune selectiv, cum vă spuneau și colaboratorii noștri ai primăriei, toate produsele din gospodărie. Să sperăm că vor înțelege și avem și pliante pe care le vom da de 2, de 3, de 4 ori la fiecare casă. Nu ne așteptăm ca acest sistem să funcționeze din prima și toate lucrurile să fie bune de la început, dar sper că vor înțelege și cetățenii că e o normă a Uniunii Europene aceea de a colecta selectiv, că nu mai putem amesteca gunoaiele și le duce către pubelă
împreună va trebui să le luăm selectiv și să le aducem prin sistemul de colectare aici la stația de tratare. Întreg procesul de implementare va fi unul complex și va presupune o colaborare strânsă între cetățeni, compania de salubritate și administrația publică locală. Introducerea deșeurilor colectate selectiv în circuitul de reciclare va diminua taxele la depozitare și implicit taxele de salubrizare. Cel mai important este că România are o obligație asumată față de Uniunea Europeană să colectăm selectiv. Și atunci există riscul, dacă nu facem acest lucru, să nu primim fonduri europene pe mediu, să primim amenzi. Eu vă spun că în trecut primăria Turnu Severin a fost obligată să plătească o sumă destul de măricică pentru faptul că n-a reușit să implementeze sistemul de colectare selectivă. Deci astăzi încercăm să îmbunătățim, să impulsionăm acest, prin ceea ce facem astăzi, să impulsionăm, să îmbunătățim sistemul de colectare selectivă. Gestionarea deșeurilor selective colectate va fi sarcina companiei de salubrizare SC Bratner Servicii Ecologice SRL, care se va ocupa ca întreaga cantitate colectată să fie transportată și prelucrată la stația de sortare autorizată din județ, care se află în comuna Malovăț. În ceea ce ne privește pe noi ca Bratner, ca operator al zonei 5 de colectare, suntem direct implicați și ne dorim foarte mult ca această colectare selectivă să dea roade. Am hotărât să achiziționăm și noi 25.000 de saci folosiți pentru colectarea sticlei. Punem la dispoziție autocompactoare, vagoane pentru colectarea separată a deșeurilor, întrucât, exact cum a spus domnul primar, sistemul de colectare cu pubele a părut că nu dă roade. Deci suntem implicați, suntem acolo și rugăm cetățenii să facă pe cât posibil să pună separat deșeurile care pot fi reciclate. La ce rată de colectare cu reciclabil? În momentul de față avem o colectare a deșeurilor reciclabile de 4-5%, dar am plecat de undeva de la 1%. Oricum eu spun că e o îmbunătățire, se vede un progres și ne dorim să atingem țintele, adică să ajungem undeva la 50% rată de colectare selectivă. Consiliul Județean Mehedinț a achiziționat 250.000 de saci pentru separarea deșeurilor, iar împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate se depun toate eforturile pentru ca această metodă de colectare selectivă să fie implementată în tot județul. Considerăm că astăzi s-a făcut un pas important în eficientizarea proiectului județean privind colectarea selectivă a deșeurilor prin punerea la dispoziția populației din municipiul Drobeta Turnu Severin, în primul rând, și apoi din tot județul, acestor saci pentru colectarea la locuințele individuale, zona de case. Și populația ar trebui la sursă, în casă, fiecare om să separe gunoiul, fracția umedă, gunoiul menajer, deșeurile menajere, de fracția uscată, fracția uscată, constând în deșeurile materiale recuperabile, în peturile de plastic, folie, hârtie, carton, și care vor trebui încă de la sursă, deci din casă, să fie colectate în acești saci pe care noi îi vom pune la dispoziție și care sunt în număr de 2 saci pe lună, vor fi colectați cu o frecvență de 2 săptămâni, adică o dată la 2 săptămâni, se vor colecta separat acești saci, se vor aduce în stația de sortare pe care o vedem cu toții, se vor selecta deșeurile pe categorii, pe tipuri de deșeuri, PET, hârtie, carton, plastic, și vor fi reintroduse în circuitul economic ca materii prime. Planați continuarea astfel de soluții în zonele rurale, adică aveți în plan asta? În tot județul, cu siguranță, vom începe cu municipiul Drobeta Turnu Severin și se va continua în tot județul. Deci toate gospodăriile din județ vor primi lunar saci pentru colectarea separată a acestor deșeuri reciclate. Colectarea selectivă este una dintre etapele reciclării, împreună cu separarea și procesarea unora dintre componentele deșeurilor. Există nenumărate beneficii pe care acest proces le aduce comunității și planetei. Echipa Mehedințul meu îndeamnă cetățenii să asculte sfaturile autorităților competente, pentru că doar împreună putem reuși să avem un viitor mai curat.